Deșteptarea cu Vlad Petreanu și George Zafiu la Europa FM. Dragilor, nu se poate să ne apropiem de Crăciun și să nu stăm de vorbă cu Andra în Deșteptarea. Este cea mai potrivită invitată pentru această dimineață. Bine venit, Andra! Bună. Bine v-am găsit! Bună, bună! Bine v-am găsit! Bună dimineața! Mă gândeam acum, când mi-ai făcut prezentarea, zic, în, curând o să ajung ca și hrușcă. Ah, <laughs> nu, 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 de, că nu la asta nu Nu există refer. Crăciun fără Andra, nu glumesc, desigur, dar... Nu, că părul tot bine. <laughs> da, stă bine, nu l-am aranjat bine. Da, mă bucur că ai spus asta, dar vreau să intru așa cu glumă. Cum specific mie că Când spun Crăciun, mă gândesc la familie, iar da. tu e o familie numeroasă. Chiar așa e. Și frumoasă, și ne iubim, și suntem, avem o relație specială. Dar pentru că așa a fost viața, încât a trebuit să ne despărțim, în sensul în care stau în București și ei la Cluj, ne vedem puțin mai rar. Tu s-a născut și melodia aia. Drumul vieții ne desparte, fiecare în altă parte, dar cât de departe am fi, noi la fel ne vom iubi. <laughs> asta e o melodie compusă de fratele meu și am cântat -o împreună și am făcut cu piesa asta. <inaudible> Vreau să zic că a avut așa o reacție la frații care sunt unii, sunt în România, alții prin săinătate. Uh, a avut așa o, o reacție tare bună și numai... Vă aveți câte cât o piesă pentru fiecare trăire și pentru fiecare întâlnire? Cel puțin la muzica populară, parcă astea se spun altfel, știi? Mm -hmm. Se trăiesc altfel, se spun altfel, se cântă altfel în muzica populară. În muzica ușoară, de dragoste, dar mai așa, nu chiar, nu le zici tăios. Mm -hmm. Pe când în uh, muzica populară zici, te-ai dus și e... ai venit și ai făcut... Dar care e genul tău favorit de muzică? Ce -ți merge ție la inimă? Ce vine din sufletul tău așa? Care genul? Uh, mi e genul? Mi-e greu să-ți spun că am crescut cu muzica populară, dar am ales muzica ușoară, pentru că m-am simțit confortabil în ambele uh, genuri muzicale. Nu știu, și -am, norocul meu este că i-am avut pe ei mei, uh, părinții mei, fratele meu, care m-au învățat să fac diferența între muzică populară și muzică ușoară. Adică să nu folosesc vibratul acela de la muzică populară a, 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 care se folosește uh -huh, uh -huh. în muzica ușoară. Ar fi fost Desastru. catastrofă, da. Și atunci, zi de zile le mulțumesc pentru acest lucru, că au fost primii mei profesori și mi-au spus, mami, nu așa, nu fac chestia asta, uite, scoate-o, că am avut tendința să o fac, dar ei au fost cei care m-au oprit. Au fost primii mei profesori și le mulțumesc în fiecare zi. Așa că, ca să-ți răspund la întrebare, iubesc și muzica populară pentru că mi se pare că mi se potrivește că e o cânt cu drag că nu mă, nu trebuie să depui un efort să cânti muzica populară, aia, aia vine pur și simplu dacă o simți, vine din suflet pe când la muzica ușoară încerc de fiecare dată fiecare melodie să fie o provocare pentru mine să fac altceva pe ea, să demonstrez altceva să ajung să sensibilizez și alți oameni pe care nu știu nu i-am sensibilizat până atunci, nu știu muzica ușoară mi-a oferit mai multe provocări de-a lungul vieții Auzi, da, care e piesa de care ți-aduci tu aminte cel mai bine cu o cântai când erai mică? A, cântam... Ce-ți stă în minte așa? Bă, când eram mică, eu cântam chestia aia. O doină cântam. O doină. Mama, nu mă, fata ai. Și a rămas hitul meu oriunde merg, toată lumea ceva. Ai doina aia cu mama, cu fata. Vezi să o cânt? Da. Vezi? da. Da. Cum? Orice. Mama, nu mă, fata, La străini să nu o dai, că străinii suamează și nu pot trăi cu ei. Dar și nu pot trăi cu ei. Mamă, ți răcut bravo. sufletul. Bravo, da. bravo, bravo. Este bravo. superb, este superb și un text superb. Deci plânge lumea. Până la urmă m-a măritat așa. fata și da. bine, vine mama sa la poartă și tu, dar bine e fata măritată. Bine, dar dacă ți-e să... așa de bine, unde e carnea de pe tine? Că ăsta, oh, da. Deci are un text de... Ma. Oh, de asta de... că muzica populară e mai tăios textul, adică merge direct la... Nu și la ca ce și vârstă cântai tu asta? Uh, eu am luat, am preluat piesa asta de la Ana Pop Corondan, pe la vârsta de 9 ani, 8-9 ani, mi-a plăcut foarte mult, am, eu participam în perioada aia la concursuri de muzică populară, câștigam trofee, eram super fericită de fiecare dată și a trebuit să, la fiecare concurs de muzică populară, trebuie să interpretești o doină. Da, deci Dar să știi că asta m-a ajutat, pentru că să cânti doină înseamnă ceva în muzica populară. Înseamnă că ai tehnică, înseamnă că știi să cânti. Nu oricine poate să facă asta. Ai, o, ai nevoie de o tehnică și de o sensibilitate aparte, sau romanțe, sau... vine romanțele le-am învățat de la bunica mea. Uh -huh. Da, e bine să știi din fiecare gen, câte puțin. Nu, nu câte un pic din fiecare. Îți dai seama, cred Vlad, că... era o bucată de om care cânta piesa asta. Da, pe ea asta spun. Plângeau de sărea, așa pe ei, cred. Da, da, când plângeau, plângeau. Mătușile, mamele, doamnele din sală, mamele celorlalți copii. <laughs> da. Mai aveți timp să vă întâlniți toți, toți, toți? Frați, surori? De Crăciun ne vedem. Poate de ziua mea când mai organizez câte ceva sau de ziua copiilor mei. Mai vin în București ei, frații mei. Cu Sandel mai văd mai des, cei drept, că el mai vine în București, ba, pentru o emisiune, ba, pentru care o cântare, mai cântăm împreună, dar cu celelalte două surori nu prea, doar așa de sărbători. Uh, sau dacă am eu un concert lângă Cluj, la Alba Iulia, acolo, la Târgu Mureș, la Cluj, vin, treci ele, vin ele. Vin ah, ele vin la ele. mine, da. Uh, ne vedem, dar mi-ar plăcea să stau mai aproape de ele. Eu sunt o familistă convinsă, uh, ca dovadă, am doi copii minunați, mi-e ciudă că nu am trei până acum, că, mm. am, că nu m-am grăbit, ca să spun așa, pentru că... Nu e timpul pierdut. Nu e timpul pierdut, așa este, ne mai dorim un copil, chiar dacă au fost tot felul de speculații, nu sunt încă însărcinat, o să anunț, sunt doar pofticioasă, <laughs> în cazul în care ați văzut ceva mai... <laughs> dacă ați văzut așa, eram... Uh, uh, nu e de la Cătălin. Nu, nu era de la, era de la mine. Eram pofticioasă, n-am ce să fac. Nu mănânc mult, dar gust din fiecare preparat. Uh, așa și uh, mi-aș dori să stăm mai aproape unii de ceilalți, să vină sora mea la mine să... Știu eu, zic, uite, am gătit o tocăniță, am gătit o ciorbiță, hai la mine să mănânci, să Gătești? vezi. Gătești? Cum... Gătești? Mai gătesc, mai gătesc și e drept, nu cum mi-aș dori, îmi place și da. mă relaxează când uh, mă relaxez când gătesc, da. Da, pentru și eu la fel mă relaxez teribil. De sărbători da. Și ce gătești? Adică ce... De sărbători fac exact astea. Sarmale, salată de beof, salată de vinete, șnițele, friptură. Mamă! Prăjiturile nu le mai fac în ultima perioadă eu. Da. Mai facem mama două feluri de prăjitură și restul le aducem le aduc surorile mele din lângă tur, dar este o patiserie foarte bună și le face exact ca și noi. Ce mă zice uh -huh. să ne mai chinuim când le face exact ca noi de casă, așa și știm exact ce ingrediente pună, de treabă femeile noastre pe care le cunoaștem. Uh, prăjituri nu prea mai fac, cei drept, dar în rest, sarmale, am făcut uh, acum o săptămână jumătate, am făcut tot o căniță așa. pentru copii, din carne de curcan, uh, cu ceapă, cu ardei gras, uh, un pic de boia, un pic puprică, de da, paprika, da, dulce. Da, și, dulce, no, da, da. așa? Cum paprika? Poprică. Poprică. da. Poprică, nu, no, nu știu așa. Așa? A, așa. Ce am mai pus? Uh, am zis să de gras, un pic de sare, un pic de piper, uh, un pic de apă ca să fiarbă carne, așa. Deci știi cum a ieșit? Ai, mamă, avem mm. o vorbă, mm. țâță de muță. și a venit mama, au venit la mine mama și cu tata și a zis tata și mama, amândoi au zis, ai făcut-o mai bună ca alu mami și zic, wow, nu pot să cred Adică asta am reușit momentul. să da. Da. E complimentul suprem Da. da dacă mama mi-a zis asta și tata Ziceți că sunteți drăguți Că na, am gătit da. și eu în sfârșit da. pentru voi Nu, da, chiar a fost bună Și am fost mândră așa, da. Chiar dacă nu am atâta timp Dar am pasiunea asta pentru a găti Și dacă e un pic ciudat să-ți placă să mănânci știi? Să ai tot felul de să plac gusturile bune Să nu știi să pui acolo Să nu știi să pui da, Să nu corect. să gătești Uite, măruță, știe să le aranjeze foarte bine, dar la gust nu prea. Nu prea? De curând a făcut un brocoli foarte bun și un... Un brocoli? <laughs> -a -a cu un, un pic, așa. și un pahar și un, de și un, apă. Și un praz, așa ca... Viața rutinia. ta, Da, 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 practic mă încadrez aici. <laughs> să mă văd cu Cătălin mai da, des. să facă un broccoli da. brocoli fiert. <laughs> exact. Hai, încercăm <laughs> după sărbători să mai dăm câteva kilograme jos. Și să mă pregătesc pentru sala palatului, dar așa, poate, știi, mă ajută asta. Hai că vine, să o, să vin, să... o să fie bine la sala palatului. O lui. să fie bine, doamne ajută. Chiar e ne dorim. O doresc și acum de mult. De... Nu rău, e adică bine, e bine de mulțumesc. Nu permit, da. <laughs> dar în ianuarie mă gândesc că acum o să mai mănânc și eu de sărbători. Mamă, mamă, mănâncă, de mâine. Mănâncă, fată, fii sănătoasă. Mănâncă tot. Fii fi pofticioasă și mănâncă. Nu, dar așa am fost tot timpul. Nu am foarte făcut bine. diete, nu încerc să, da. Nicio. Dar niciodată să, no spun. Niciodată. <laughs> exact. Exact. Pe cei mici Vin după tine, cei mici vin după tine în bucătărie? vin, vin, David, eu, în fiecare zi își dorește să facă clătite sau ceva acolo și îi dau un pic de făină, îi dau un pic de apă și se joacă, se acolo. Se joacă. Da. Problema e că mă pune și să și gust, asta e problema. <laughs> mai pune și ketchup și cereale și ce pune pe acolo, mai de capul nostru. Păi și cedezi? Cedezi, ce păi faci, ce, mă, bucuria lui. Și zic, da, mami, uite, da. Hai să o punem în frigider, da, să se răcească și mai târziu să da. mai târziu, uită și o arunc da Și asta e, dar măcar îi fac Vezi la tati, Vezi la place. Da, da, du-te la tati, da. da nu, da. tati e și mai drăguț. Tati e și mai drăguț, are și mai multă răbdare. El e cel care, Zul. da, da, da. Deși nu pare că, îmi pare cel mai energetic. Uh -huh. Are oricum foarte multă energie, dar acasă e cel care ne liniștește pe toți, care ne, nu știu, când e vorba de energie, ne dă cea mai mare energie, când trebuie să ne liniștească el ne liniștește. El are e diplomat, e mai e, da. Ia ui, e exemplul nostru așa, în casă, se da. Pricep la de -stea. se pricepe, da. Vin sărbătorile, ne cânti ceva? Specific, da, vă cânt, vă cânt, ușa creștine, să ne deschidă ușa cei care ne privește și ne ascultă, uh -huh. să ajungem cu Colind în casa lor și să le dorim tot ce e mai frumos de sărbători. Eu, cel puțin, în fiecare Crăciun sau de fiecare sărbătoare îmi doresc așa, să fim sănătoși, să nu aud pe nimeni că e bolnav, să fim împreună cu familia și să avem ce pune pe masă. O sarma, un cozonac și asta doresc tuturor românilor care ne ascultă. Așa că deschideți ușa și primiți-ne cu colindul în casa voastră. Ia fiți atenți, Andra! și margarină, pită și slămină. Apoi ne Mulțumesc. Așa la noi dar serios. Bă, e absolut senzațional. Da, eu aștept și versiunea cu deschide radio creștin. <laughs> <laughs> radio <-ul> e deschis. Zis, <laughs> așa. radio e deschis. Nu e asta problema. Andra, îți mulțumim tare mult pentru că ai fost cu noi în dimineața asta. Și eu vă mulțumesc tare mult. Să ai parte până. de sărbători fericite. Gata, plecăm ce dorești, cu familia să la munte. de familie. Ne pregătim. Vă mulțumesc, vă doresc și vă o sărbători frumoase. Dacă nu aveți armale, vin eu și vă aduc da, acum da, chiar... Da. Da. Ura. Not Ura. nu broccoli, nu am notat. cu... Sarmale cu brocoli, am măcar, notat. măcar de sărbători, știi, să ne facem da. damblau, Mâncăm și pe după aceea Câte intrăm la dietă. Nu? Așa zonă, e, că... da. Ne vedem în uh, cât mai devreme decât februarie, dar în februarie la sala Palatului Abia cu Andra. Abia aștept. Vă pup tare, sărbători frumoase. Te pupăm. Te pup. Deșteptarea cu Vlad Petreanu și George Zafiu la Europa Event.